Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Discutăm astăzi despre șocul produs pe piața de asigurări. Bineînțeles, probabil deja știți, vorbim despre un nou faliment, un faliment care va avea un impact major asupra acestui domeniu de activitate. Ce trebuie să faceți în cazul în care aveți polițe la societatea Carpatica Asig S.A., pentru că despre asta este vorba, veți afla în această seară. Dacă aveți motive reale de îngrijorare și multe, multe altele, alături de noi în platou se află broker de asigurări, șef la MB Europa, domnul Buzila. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit și toate bune! Înainte să începem, vreau să vă spun și de această dată că aveți posibilitatea să intrați în dialog cu noi. Bineînțeles, mă gândesc că sunteți direct interesați de acest subiect și de aceea vă invităm să-i puneți întrebări invitatului nostru. În același timp știți prea bine că puteți trimite și SMS cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și, bineînțeles, ne găsiți și pe Facebook Audiențe în direct ITV. Înainte de a începe discuția, vă propun să ne reamintim, de fapt, ce s-a întâmplat, de unde a pornit totul și cum mai exact s-a ajuns în această situație. Haideți să urmărim un material. Piața de asigurări este din nou zguduită la niciun an de la falimentul răsunător al Astra Asigurări. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a retras autorizația de funcționare a societății Carpatica Asig. Rapoartele de audit financiar evidențiază deteriorarea accentuată a indicatorilor financiari ai companiei, potrivit comunicatului emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. La 31 decembrie 2015, Carpatica Asig avea capitaluri proprii de minus 611,4 milioane de lei, cu necesar de capital corespunzător de 690,4 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,31 și o marjă de solvabilitate de minus 612,9 milioane de lei. În 2016, situația s-a menținut tot în teritoriul negativ. Astfel, până la 30 iunie 2016, Carpatica Asig a înregistrat capitaluri proprii pe minus 613,7 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,46 și o marjă de solvabilitate de minus 615 milioane de lei. Conform deciziei Autorității de Supraveghere Financiară, societatea are obligația ca în termen de 30 de zile de la publicarea documentului în monitorul oficial să predea Fondului de Garantare a Asiguraților evidențele complete ale dosarelor de daună în vederea publicării listei potențialilor creditori în asigurări. Carpatica Asig este la momentul actual cel mai mare asigurator cu capital autohton, cu afaceri de 130 de milioane de euro anual, 500 de angajați și peste 1 milion de clienți. Da, am revenit în platoul Informația TV. Despre aceasta vom discuta în această seară, despre această situație. Pur și simplu ceea ce ați văzut a fost, să zicem, pilonul principal și punctul de pornire. Domnule Buzila, acum știm că nu este ușor. Nu este ușor pentru clienții dumneavoastră, pentru toți cei care și-au pus încrederea în această societate. Dar vă întreb în calitate de profesionist să ne spuneți, vă așteptați într-un fel sau altul la această situație? Da, deși nu puteam crede. Adică știam că compania se află sub supraveghere directă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Speram că compania va reuși să se redreseze, să-și aducă gradul de solvabilitate la parametrii funcționabili. Speram ca să nu mai existe o companie cu capital privat integral românesc care să dea faliment. Sigur, pentru mine șocul a fost cu atât mai mare cu cât pierdem încă o companie, un competitor foarte important. Și zic foarte important deoarece Carpatica avea o cotă de piață semnificativă, mai ales pe segmentul auto. Adică avea tarife mici, competitive pe piața RCA și probabil de aici și cota de piață mare și impactul major, negativ, care va avea asupra pieței de asigurări acest faliment. Este într-adevăr, sau poate pentru dumneavoastră, că lucrați în fiecare zi cu aceste firme, cu aceste societăți, vă părea imposibil, întrucât știm prea bine și spunea și în material, ne aflăm la niciun an
de la primul faliment, primul eveniment neașteptat, și aici ne referim la falimentul celor de la Astra, știm că după aceea, după ce s-a produs acest lucru, au avut de câștigat celelalte firme. Una dintre ele care și-a majorat substanțial polițele, da, și a avut foarte mult de profitat, că aproximativ 52% creștere, a fost Carpatica Asigurări. Sigur, vorbim de un faliment, nu este niciun an de zile, știm că retragerea autorizației de funcționare a societății Astra a avut loc în 25 august 2015, deci la niciun an de zile, după 11 luni, avem din nou un boom pe piața asigurărilor. De această dată, tot un asigurător cu capital românesc. Anul trecut speram ca procedura de soluționare a falimentului, respectiv publicarea monitor oficial, să aibă un parcurs relativ foarte scurt, dar după câte bine știm și cunoaștem, după retragerea autorizației există un termen de 30 de zile, după publicarea în monitor oficial mai există un termen de 90 de zile și de-abia după ce instanțele de judecată declară falimentul companiei, fondul de garantare poate să procedeze la plata efectivă a creanțelor, respectiv a păgubiților asigurați. Aici da, vorbim de... Haideți să ne oprim puțin da. Aici. Ați spus un lucru foarte interesant și cu siguranță cei de acasă trebuie să știe acest lucru și trebuie să accentuăm puțin. Și anume, tot cei care, începând de ieri, 27, au avut un incident sau au trebuit într-un fel sau altul să recupereze ceva de la această societate, vor trebui să aștepte până în momentul în care vor decurge toate, se vor termina toate aceste proceduri despre care vorbiți și până ce instanța de judecată va valida falimentul. Exact. Deci ei sunt într-o perioadă de așteptare. Nu vor avea ce face. Cât poate dura acest lucru? Uitându-ne, de exemplu, la Astra. Pe la Astra, dacă vorbim de retragerea autorizației în luna august și de-abia în luna ianuarie, respectiv în martie, când au început primele despăgubiri făcute de către fond, deci vorbim de o perioadă de 6 luni. Sperăm ca în cazul Carpatica SIC să fie o perioadă mult mai scurtă, ca păgubiții să intre mult mai rapid în posesia drepturilor care decurg dintr-o poliță de asigurare. Sigur că în data de 27 ieri, deci ASF-ul a retras autorizația, asta înseamnă că toate polițele care au fost emise până la acea dată rămân în vigoare și își produc efectele, adică din punctul de vedere există două categorii, asigurat și păgubit. Și asigurații, cei care au polițe facultative, și aici vorbim de polițele casco, asigurările de locuințe, asigurările obligatorii de locuințe, asigurările de răspundere civilă, asigurările de asistență medicală și așa mai departe, sunt posibili păgubiți. Nu mai vorbim de riscul foarte mare de producerea unui accident pe răspunderea civilă auto. În condițiile acestea, păgubitul are două variante. Varianta 1 să aștepte până la declararea falimentului oficial sau, dacă are puterea financiară, să-și repare banii pe surse proprii. Pe propriul buzunar. Da, exact. Sau varianta cea mai bună, care o recomandăm, este o asigurare casco. Deci asta înseamnă o protecție suplimentară și în condițiile acestea, practic, ne adresăm asigurătorului nostru casco, urmând ca asigurătorul casco să recupereze plata despăgubirii în momentul în care fondul de garantare poate să demareze acțiunea de plată efectivă. Deci păgubiții vor avea cel mai mult de suferit. Puteți să ne spuneți doar firma dumneavoastră, de exemplu, în ultimul an de zile, câte astfel de... sau în ultima perioadă, nu știu exact pe ce durată să... la ce durată să mă refer, ca să ne dați o cifră cât mai exactă a celor care... vedeau această societate adică ca una de încredere, una cu prețuri bune, una care nu dezamăgește și care se pare că să știm cam câte polițe sunt pe raza județului asigurate la Carpatica. Deci noi pe un an de zile am încheiat
am subscris în jur de 10.000 de polițe pentru Carpatica. Și aici vorbim de toate formele de asigurare, nu numai de RCA. Sigur că RCA-ul este o poliță care se cumpără, nu care se vinde. Deci potențialul client intră în sediul la noi sau la agenții noștri, asistenții noștri în brokeraj și 90% dintre asigurați aleg criteriul prețului cel mai mic. Și știm că Carpatica avea, adică era compania care avea prețurile cele mai mici și sigur că asiguratul cumpăra polița datorită prețului mic, aproape întotdeauna. Deci ziceți că 10.000 din ce știți dumneavoastră, de la dumneavoastră, da, de la Europa. Vorbim de o perioadă de subscriere de la 1 iunie până în 30.06. Mă gândesc că este un număr destul de mare comparativ cu celelalte societăți cu care lucrați și cu care colaborați și pe alte variante care au. Deci e să zicem, în top? Era primul în top după? Păi era în top. Nu era chiar primul în top. Dar vorbesc și de faptul că pe raza județului, și de-aia surprinderea și șocul meu a fost foarte mare, Carpatica avea un grad de notorietate foarte bun. Adică n-am întâlnit client nemulțumit, care fie că a fost păgubit în calitate de păgubit RCA, deci vorbim de asigurare RCA unei asigurat Carpatica, care a produs daune unei terțe persoane, sau știm foarte bine evenimentul de câteva luni de zile în care am avut în județ pagube materiale foarte mari în urma grindinei, respectiv a fenomenelor extreme. Chiar am monitorizat, nu am avut nici cea mai mică nemulțumire vis-a-vis de regularizarea dosarelor de daune avute la Carpatica. Chiar am văzut o implicare directă a tuturor persoanelor angajate din cadrul companiei și în momentul în care ai un client care îți intră în sediu și solicită să-și încheie o poliță facultativă la Carpatica, să înseamnă că asigurătorului respectiv îi dai o notă maximă vis-a-vis de calitatea serviciilor. De aceea, surprinderea mea a fost una foarte mare. Vă credem pe cuvânt, pentru că știm și cu siguranță și telespectatorii Informația TV știu, tot aici, doar că la emisiunea Mersul Economiei, într-o discuție cu colegul nostru, jurnalistul Mihai Ghenceanu, ați și spus acum puțin timp că nu credeți că această societate, Carpatica Asig, va pentru pica că în derivă, să spunem așa, cu toate că se știa că este la mijlocul prăpastiei. Se știa, dar în momentul în care nici n-am vrut să cred, nici n-am vrut să sper, adică mi-am dorit din totdeauna ca un broker ca și al meu, MB Europa, care are sediu social în Satu Mare. Vă opresc două secunde pentru că domnul Gheorghe se află cu noi prin telefon. Da. Domnule Gheorghe, vă ascultăm. Bună seara, domnul Sergiu, și bună seara, domnul Marcel Buzila. Bună seara. Bună seara. Spuneți, care este întrebarea dumneavoastră? Deci, întrebarea mea este în felul următor. Mă uit și am aflat, din păcate, pentru că o nouă firmă de asigurare a dat faliment și uitându-mă la asigurare, chiar sunt asigurat la Carpatica. Așa, și nedumerirea dumneavoastră sau îngrijorarea dumneavoastră, mai bine zis, da, nedumerirea este legată de ce mai exact? Pe domnul Marcel, următoarele lucruri, dacă îmi permite. Da, da, vă rog. Vă rugăm. Domnul Marcel, eu am o mașină care e nouă, are cam vreo 2 ani. Vă ascultăm, spuneți. Ce se întâmplă cu această asigurare? Sau, doamne ferește, în caz de... Știți cum e? Domnule Gheorghe, vinovat, ești lovit, aveți, sau... aveți o poliță obligatorie, deci RCA, o asigurare de răspundere civil obligatorie, da? Da, sigur. Deci, conform legii, polița își produce efectele până la expirarea ei. Deci nu aveți noastră ca și... Având calitatea de asigurat, nu aveți de ce adică să vă faceți probleme că în cazul în care veți produce o daună, păgubitul nu va fi despăgubit. Singura problemă este de termenul de despăgubire în cazul unei proceduri de faliment. Nici nu există posibilitatea ca dumneavoastră să vă faceți restituirea primei, să vă adresați fondului, să vă primiți banii înapoi, întrucât asigurarea rămâne valabilă până la expirare. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu aveți de ce să vă faceți griji. Bun, și așa doamne ferește, acum, vedeți că se întâmplă accidente, de multe ori
nevinovați, cu persoane care o să intre unul în cine și ce se întâmplă? Păi aici e pericolul. Deci dumneavoastră în calitate de asigurat, ca și procedură de soluționare, exact așa cum ați avea o asigurare la un alt asigurător autorizat. Problema este dacă veți avea calitatea de păgubit. Acolo există o procedură de 3-6 luni de zile până veți intra în posesia despăgubirii. Aici e problema. Da, din păcate asta se întâmplă. Dacă cumva aveți o problemă până ce instanța nu se va pronunța și nu va valida falimentul, cum spuneam și acum câteva minute aici în platou, dacă ați fost atent, trebuie să așteptați. Deci, mare grijă în următoarea perioadă pentru cei care au poliție. Dar dacă se întâmplă vreun eveniment, vă oferim consultanțe gratuite pe tot parcursul derulării dosarului de daună. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați telefonat și așteptăm, bineînțeles, și alți sătmărenți să sune dacă au întrebări. Întrebări pe care, bineînțeles, la care nu vom răspunde noi în această seară. Da, spuneam că se știa într-un fel sau altul că această societate se află la marginea prăpastiei. E o întrebare care cu siguranță o aveți și dumneavoastră în minte și o au poate și alții. Dacă se știau și aceștia încercau cumva să se redreseze, de ce nu i-au oprit să mai vândă polițe RCA? Pentru că în momentul în care s-a văzut că nu știm foarte bine că din 1 ianuarie toate companiile de asigurări trebuie să se încadreze și foarte bine ați și prezentat în materialul de început al emisiunii gradul de solvabilitate. Deci avem o directivă a Uniunii Europene, Solvency 2, în care societățile de asigurare trebuie să se încadreze în anumiți parametri economici, grad de solvabilitate și așa mai departe. Compania Carpatica era sub supraveghere directă a fondului de garantare, care chiar a fost și numit administrator special, și în momentul în care am susținut în emisiune că nu pot să cred că o companie ca și Carpatica va intra în faliment, știam că există pe masa autorităților o ofertă de achiziție a pachetului majoritar a unui investitor din străinătate. De-abia luna trecută, autoritatea nu a aprobat achiziția companiei din motive probabil foarte bine întemeiate, fie că investitorul nu prezenta încredere, fie că nu prezenta gradul de solvabilitate. Păi am văzut și noi cifrele în material pe care îl vom mai vedea odată, cel puțin în această emisiune. Și mă gândesc că și de acolo se trage. Deci dacă până în 31 decembrie 2015 rapoartele au ieșit negative, dacă le-au mai dat o șansă și am văzut că până în 31 iunie, dacă am văzut bine, 2016, din nou lucrurile nu merg pe un trend ascendent, ci dimpotrivă se mențin și încă chiar se afundă mai tare spre partea negativă, nu au făcut mișcarea. Păi, probabil că autoritatea, ca să-și ia măsuri de reducere a producerii riscului, a fost ultima și nici nu putem acuza autoritatea de supraveghere financiară că nu a dat șansă companiei să se redreseze. Deci ei... Dar și aceștia au avut, unii dintre ei, semne de întrebare, să spunem așa, și au votat împotriva din documentația pe care am primit-o și noi și din informațiile pe care le avem, din cei 9 membri ai comisiei, 2 au votat chiar împotriva, deci doar 7 au fost pentru. Înseamnă că totuși unele dubii sau unele lucruri. Sigur că în momentul în care, aici vorbim și de structura portofoliului, dacă luăm ceilalți competitori, dacă ne uităm la top 5, vedem că din structura de 100% a portofoliului avem foarte puțin RCA. Și vă dau un exemplu. Allianz Irak, Grupama, au sub 20% RCA din portofoliu. La Carpatica era exact invers. În momentul în care dintr-o structură de portofoliu ești un vânzător de RCA și gradul de pierdere, adică de producerea evenimentului, este unul foarte mare. Și știm foarte bine ce se întâmplă în condițiile în care avem un accident de ordinul milioanelor de euro în străinătate și chiar în România. Sunt atâtea cazuri în care companiile de asigurări
au fost obligate la plata unor despăgubiri de ordinul milioanelor de euro. Știm că pe poliță de asigurare am foarte multe reacții, adică din partea asiguranților, păi ce primă de asigurare, pe nici mașina mea nu valorează cât prima de asigurare. Și atunci îi explic, ca să înțeleagă că de fapt nu vorbim de o valoare de despăgubire la un RCA egală cu valoarea mașinii, ci vorbim de 1 milion de euro care e înscris pe poliță în cazul producerii unor pagube materiale, respectiv 5 milioane de euro în cazul producerii unui accident cu vătămări corporale. În cazul în care un asigurător ca și Carpatica, ca să revenim la ce ai punctat foarte bine, în cazul producerii unui eveniment în străinătate pe o carte verde emisă de către Carpatica, aici vorbim de riscul de producere a unui eveniment dacă în data de 27, ieri, când a fost declarată retragerea autorizației, s-a emis o poliță pe un an de zile, ea își produce efectele 12 luni și are și cartea verde inclusă în polița de asigurare. Asta înseamnă că eu, în calitate de asigurat al Carpatica, pot să produc o pagubă în data de 26 iulie 2017, corect? Și pot să produc o pagubă de 5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că fondul de garantare, da, va fi obligat pe extern. Pentru că dacă luăm și cazul societății Astra, fondul a dat o normă prin care limita maximă de despăgubire să fie totuși la 400.000 de lei sau 450.000 de lei, adică să nu avem daune de ordinul milioanelor de euro cât timp poliție, ceea ce nu e corect. Asta înseamnă că dacă un păgubit suferă un prejudiciu de la o poliță, pe o poliță de Astra de 1 milion de euro, partea de diferență de unde o recuperează? De la vinovat? De la vinovat nu poți, pentru că el a respectat legea, a încheiat o poliță de asigurare, nu putea să anticipeze, sau chiar eu. Nu pot să anticipez. Că se va pune și în cazul, nu știu, v-am dat un caz în care valoare maximă de despăgubire. Știm că fondul de garantare a asigurărilor este constituit din cotă de participare din partea tuturor societăților de asigurări, care este, nu știu, 1,5% din fiecare subscriere pe care o face un asigurător. Gândiți-vă că fondul a avut o rezervă de, dau un exemplu, 1 miliard de lei, care e aproape consumată, din câte știu eu, pe partea de despăgubire al Astrei. Sigur că societățile de asigurare cotizează lunar în funcție de vânzări, dar nu putem cuantifica pagubele produse de către cei 1 milion de asigurați. Dacă într-adevăr sunt 1 milion de polițe care pot să-și producă efectele pe teritoriul României sau pe teritoriul Uniunii Europene. Că tot aici e riscul foarte mare. Și de milion. Un milion pe care îl știm și noi, astfel l-am prezentat și în material. Presă, da. Care este mai exact impactul? Acum nu puteți categoric să ne dați, ne spuneți prea multe, având în vedere că ne aflăm la o zi după ce li s-a retras autorizația de funcționare. Însă, aveți un exemplu, cel al Astrei, de acum 6 luni de zile. Aici, la ce să ne așteptăm? La ce se aștepte oamenii? Încotro se vor? Cine va avea de câștigat? Unii spun, și acum nu știu dacă se îndrăznesc sau nu, că se încearcă într-un fel sau altul scoaterea de pe piață a firmelor cu capital majoritar autohton. Acum mi-ar plăcea să comentați și pe o parte și pe alta. Cineva are de câștigat din toate acestea? Nu știu dacă este voluntar sau involuntar. Sigur, în momentul, gândiți-vă, vorbim de Astra avea 1.800.000 de polițe în vigoare în momentul retragerii autorizației. Știm că Astra în 2013-2014, da, a fost lider de piață. Și după câte știu eu din date de către ASF, avea o cotă de piață între 17 și 18%. Gândiți-vă ce a însemnat pentru ceilalți competitori, da, să primească cadou un asigurat de la Astra. Foarte mulți, și recomandarea mea era, deși în norma RCA spune foarte clar că dacă ai două polițe de asigurare valabile, da, despăgubirea se va efectua proporțional. Recomandarea mea este ca cei care au polițe, a căror valabilitate merge spre sfârșitul perioadei, să-și încheie o altă poliță, dar iarăși trebuie schimbat sistemul, pentru că emițându-se toate polițele electronic, de
de la 1 ianuarie nu mai poți să dublezi valabilitatea unei polițe. Adică în momentul în care ai introdus datele de la satul mare nu știu cât, calculatorul te atenționează, asiguratul are o poliță valabilă până în data de 13.00 și nu poți. Faci nimic. Deci aici ar trebui fi o reglementare, fie, după părerea mea, ca să elimină dezastru, ca posesorii de polițe RCA de la Carpatica să-și obțină restituirea, adică impactul ar fi mult mai mic și ca și parte de despăgubire. Adică toți posesorii de polițe să-și primească contravaloarea primei de asigurare pe perioada nefolosită înapoi, urmând ca posesorii de autovehicule sau de polițe de la Carpatica să poată să-și încheie o altă poliță de asigurare la un asigurător autorizat. Da. E bine că ați punctat și aceste lucruri. Eu aș mai vrea pentru cei de acasă, pentru a ne reprospăta încă o dată memoria și să vedem de unde mai exact am pornit toată această discuție și de ce mai exact discutăm astăzi despre piața de asigurări. Haideți să mai vedem încă o dată materialul, după care să revenim și să le spunem celor de acasă care au polițe, cum a fost și telespectatorul care ne-a telefonat, ce trebuie să facă, încotro trebuie să se îndrepte. Dar până atunci, haideți să vedem materialul. Piața de asigurări este din nou zguduită la niciun an de la falimentul răsunător al Astra Asigurări. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a retras autorizația de funcționare a societății Carpatica ASIC. Rapoartele de audit financiar evidențiază deteriorarea accentuată a indicatorilor financiari ai companiei, potrivit comunicatului emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară. La 31 decembrie 2015, Carpatica ASIC avea capitaluri proprii de minus 611,4 milioane de lei, cu un necesar de capital corespunzător de 690,4 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,31 și o marjă de solvabilitate de minus 612,9 milioane de lei. În 2016, situația s-a menținut tot în teritoriul negativ. Astfel, până la 30 iunie 2016, Carpatica ASIC a înregistrat capitaluri proprii pe minus 613,7 milioane de lei, un coeficient de lichiditate de 0,46 și o marjă de solvabilitate de minus 615 milioane de lei. Conform deciziei Autorității de Supraveghere Financiară, societatea are obligația ca în termen de 30 de zile de la publicarea documentului în monitorul oficial să predea Fondului de Garantare a Asiguraților evidențele complete ale dosarelor de daună în vederea publicării listei potențiale creditori în asigurări. Carpatica ASIC este la momentul actual cel mai mare asigurator cu capital autohton cu afaceri de 130 de milioane de euro anual, 500 de angajați și peste 1 milion de clienți. Da, am revenit la audiență în direct. Aici în platou discutăm despre Carpatica ASIC și falimentul acesteia, alături de Mircea Buzilă, șeful broker șef la MB Europa. Am observat și în material se spune că în 30 de zile cei de la Carpatica ASIC trebuie să predea, deci după ce va apărea în monitorul oficial falimentul acesteia, să predea către Fondul de Garantare a Asiguraților toate polițele pe care le au, să le transmită mai departe, locul în care și structura spre care toți acești cetățeni sau societăți, fie că vorbim de persoane fizice sau juridice, trebuie să se adreseze în momentul în care au o problemă. Eu vă propun să ne ziceți ce măsuri de protecție, în primul rând, există pentru aceștia. Păi, în primul rând, deci după publicarea monitor oficial, deci e foarte bine punctat, după 30 de zile, practic toate dosarele de daună vor fi transmise fizic, da, și electronic către Fondul de Garantare. De ce? În primul rând, în momentul în care un posibil păgubit se adresează fondului pentru o solicitare de despăgubire, se va face o verificare dacă păgubitul sau dacă asiguratul este îndreptățit să primească despăgubiri. În momentul în care instanța va declara falimentul companiei de asigurări, Fondul de Garantare, FGA-ul, va fi și
fondul de compensare, respectiv cel care va achita toate dosarele de daună care vor fi avizate către fond. Da, deci spuneați și acum câteva minute că probabil se va aplica la fel ca în cazul celor de la Astra. Noi sperăm limită, pentru un tremen, da, o limită la despăgubiri. Îi spuneați și telespectatorului care a intrat în direct că nu trebuie lumea să se îngrijoreze. Până când au polița valabilă, ei vor putea beneficia. Adică ei sunt protejați în cazul și în care produc o pagubă, dar problema este la partea de calitate de păgubit. De aceea ar fi bine dacă au posibilitatea, deci având în vedere faptul că suntem în al doilea an și al treilea asigurător, pentru că în 5 iulie 2016 Autoritatea de Supraveghere a mai declarat falimentul, respectiv a propus spre faliment încă o companie de asigurări, sigur necunoscută de către foarte mulți dintre noi, Forte Asigurări, care a fost un asigurător care a subscris doar polițe facultative. Deci nu a fost un asigurător, un competitor pe piața RCA arhicunoscut, cum este Carpatica, City Insurance. Sperăm și am vorbit și de un alt asigurător să nu mai avem în anul acesta sau în perioada următoare alte surprize, deși lucrurile nu sunt foarte clar în ceea ce privește încă un asigurător de pe piața RCA. Vom ajunge și acolo, sper, însă până atunci telespectatorii sunt cu urechile ciulite și unul dintre ei ne-a trimis un SMS. Acesta sună în felul următor. Am o daună a cărei despăgubiri a fost aprobată de către Carpatica Asic, dar plata încă nu a fost efectuată. Ce mă fac? Deci în momentul în care... Pentru că am discutat ce se întâmplă în viitorul apropiat, dar cei care deja au plata din punctul de vedere aprobată, dar neefectuată? Păi aș zice mâine să se adreseze urgent sucursalei, că poate, deci nu am certitudine, că vor reuși să efectueze dacă mai poate să facă plăți până fondul de garantare preia atribuțiunile de conducere, respectiv de tot ce înseamnă companie. Deci eu zic să încerce să se adreseze sucursalei Satu Mare și dacă există o cea mai mică posibilitate ca păgubitul să intre în posesia despăgubirii, o va face. Și aici probabil vorbim de o cerere de despăgubire în regie proprie. Da, aici ne gândim dacă sunt astfel de variante, vedem că sunt Dacă nu, situații. Atunci va trebui să aștepte să solicite fondului de garantare, deci să se înscrie la masa creditorilor în asigurări și să aștepte plata din partea fondului de garantare. Deci de încasat își va încasa până la ultimul leu, dar nu știm perioada. Acum trebuie să știe telespectatorii. Au demers către broker, locația, de exemplu, în Europa, unde s-a încheiat polița, sau trebuie să adreseze sub altă formă, altundeva, nu, deci pentru către toți acest fond de garantare asigurărilor? Asigurații noștri, adică pentru cei care am intermediat subscrierile de asigurări, noi facem consilierea și cea tehnică și chiar de avizare a dosarelor de daune juridică, deci până la plată efectivă, gratuit pentru clienții noștri. Sigur că oferim sprijin și altor asigurați. Deci am avut cazuri în care clientul ni s-a adresat nouă și am oferit sprijinul necesar, pentru că de multe ori poate că trebuie doar să dăm o denumire a unei instituții cui să se adreseze pentru a rezolva problema sau doar să-l sprijinim din punct de vedere profesional cui să se adreseze pentru rezolvarea problemelor. Deci îi așteptăm pe cei care au întrebări, probleme, pe e-mail, înscris, deci nu contează la sediu. Că și-au făcut sau și-au adică făcut poliția. Eu consider că în aceste momente trebuie să fim solidari. Adică calitatea unei instituții se vede atunci când omul are probleme, nu neapărat în momentul în care îi spui bună ziua și a intrat în sediu ca să îți încheie o poliță de asigurare. Deci aici se face diferența, adică așa consider eu, între o societate și alta. Acum lucrați cu oamenii și conștientizați poate mult mai bine decât ei ce înseamnă acest șoc. Știm, pentru că avem și experiența de peste 20 de ani în domeniu. Chiar eu am trăit
la o companie care nu a intrat în faliment, dar care a fost fuzionată cu altă companie și știm ce înseamnă. Am trăit pe vremuri chiar și falimentul Grupasului, a Metropolului, a Astrei, Forte Asigurări, Carpatica și sperăm din tot sufletul să se termine, adică 27 iulie să fie ziua ultimei companii de asigurări intrate în faliment sau... Deci asta îmi doresc eu, pentru că impactul este unul foarte mare. Adică nu vreau nici să sperii lumea, dar momentul în care un asigurător care vinde în proporție de 80% RCA, asta înseamnă foarte multe polițe care prezintă risc. Că tot vorbiți de RCA, acesta este și întrebarea telespectatorului venită prin SMS acum câteva secunde. Întreabă, mi-am radiat mașina, da? Am asigurare RCA valabilă la Carpatica, da? Și vreau să-mi recuperez banii. Deci, cum fac? Dacă, deci, observ că lumea e da, pur și simplu șocată de-a dreptul. Aveau planuri, vreau să... Eu știu, adică nu-și făcea probleme că da, nu depune astăzi. Erau lucruri astăzi de detaliu pentru ei. Da, pentru că în momentul în care ai radiat autoturismul, da? Poți să-ți transferi clasa de bonus pe nou achiziționat. Dar tot legea prevede că dacă nu ai produs pagube asigurătorului unde ai polița RCA, poți să mergi cu certificatul de radiere, copia după buletin, extrasul de cont și polița în original, să depui documentele pentru restituirea primei de asigurare pe perioada nefolosită. Și asta înseamnă că dacă e o poliță pe un an de zile, prima de asigurare se împarte la 12 și se mulțește cu numărul de luni rămase. În cazul ăsta, mâine dimineață la ora 8, asiguratul să se prezinte de urgență la sucursala Carpatica, poate în termenul ăsta reușește ca societatea să-i plătească contravaloarea restituire primii de asigurare. În caz contrar, din nou, trebuie să se adreseze fondului și își va primi banii, dar asta înseamnă că într-o perioadă de, nu știu, sperăm, 3 luni de zile. Chiar asta vreau să vă întreb eu. Am stabilit aici în platou că va urma o perioadă de așteptare până ce instanța se va pronunța și până ce fondul acesta de garantare al asigurărilor va putea despăgubi, efectua plățile da, efectiv. După ce instanța dă acel verdict, validează, de ce fondul de garantare în următoarea zi, cum lucrează? În cât timp își primește omul banii? Depinde fondul, de ce anume? Fondul are. Deci fondul are rezerve financiare constituite pentru plata, dar nu știm dacă fondul constituit, da, va acoperi toate pagubele produse, pentru că nu știm nici măcar să aproximăm. Adică dacă mă întrebați, nu pot să zic că pagubele produse de către un asigurat Carpatica vor fi de un leu, de un milion de euro sau de 10. Pentru că, exact cum v-am spus și înainte, riscul de producere a unui eveniment poate să fie chiar și în data de 26 iulie 2017. Da? Vorbim de o poliță încheiată pe un an de zile. Fondul, după declararea falimentului de către instanțele de judecată, poate să înceapă plata efectivă în următoarea zi. Deci nu există, doar singura problemă este ca să aibă o solicitare, o cerere de despăgubire din partea păgubitului. Ca și parte de instrumentare a dosarelor de daune, știm că Astra, deci are un inspector de daune în incinta unității service, deci Dacia Service Renault de pe strada Botizului, unde orice păgubit de la un asigurat Astra poate să se adreseze inspectorului de daune numit de către fondul de garantare să-i instrumenteze dosarul de daună, urmând ca să depună cererea de despăgubire și fondul să-i plătească. Deci, practic, în condițiile actuale, Astra, deci păgubiții Astra, sunt îndreptățiți și își primesc despăgubirile ca și pe perioada de valabilitate a autorizării. Deci în acest moment știm foarte bine, da, că la începutul anului s-a pronunțat în cazul ăsta, da, instanța. Dacă de mâine atunci încolo, astăzi avem un accident, se fac plățile, da, normal, mergem, totul decurge, da, conform. Sunăm la call center planului, la Telver de la FGA, ne programează la constatare, inspectorul de daune instrumentează dosarul de daună și transmite documentele
respectiv cererea de despăgubire spre plată fondului de garantare. Dar vorbim de o perioadă începând de ieri, adică de astăzi, perioada în care lumea trebuie să aibă răbdare și să ne dorim și să sperăm că nu vom fi păgubiți de către un asigurat Carpatica. Un alt SMS spune, am plătit polița casco integral și anticipat pe un an de zile. În condițiile dacă asiguratul, deci nu a solicitat despăgubiri de la compania Carpatica, poate să solicite restituirea primei de asigurare pe casco. Adică a achitat 10 lei, are o lună din polița de asigurare consumată, poate să solicite restituirea primei de asigurare pe cele 11 luni nefolosite. Deci este îndreptățit să, dar tot la fel să meargă să se adreseze urgent companiei, că poate reușește să-și primească banii, dacă nu, să nu mai trebuiască să exact aceeași procedură. Va depune o cerere de restituire. Polița de asigurare în original, cerere de restituire. Și recomandarea mea este ca mâine să meargă să-și încheie o altă poliță facultativă la un asigurător autorizat. Acum, altă întrebare care cu siguranță se află pe buzele multora. Cum anume se face plata? Care este plata modalitatea? Plata se face doar prin ordin de plată. Deci doar ordin de plată, doar în lei? Deci doar în lei și doar în cont bancar. Deci toți cei care solicită despăgubiri, în primul rând trebuie să prezinte o dovadă de un extras de cont, respectiv cu un cont IBAN, pentru că nu se efectuează nicio plată. De fapt, și în condițiile în care avem o pagubă la un asigurător. Nu știu, există un singur asigurător care mai plătește numerar până la o anumită sumă. Dar în rest, aproape toți asigurătorii solicită ca plata despăgubirii să fie prin virament bancar. Cât de mult contează dacă ai o poliță făcută nu în țară? Ai făcut în Ungaria, de exemplu? Nu putem să o facem. Deci noi... Mă refer dacă contează. Deci dacă s-a făcut în altă parte și... Nu putem face, pentru că dacă, conform regulilor Comisiei Uniunii Europene, deci asigurarea se poate încheia doar în țara în care autovehiculul se află înmatriculat. Deci ar fi un haos în domeniu. Asta ar însemna că noi am căutat să ne facem, nu știu, în Albania sau în altă țară unde primele de asigurare sunt foarte mici. Deci niciun asigurător din România, niciun broker din România, și asta e foarte bine să știm, cei care promit că sau încheie polițe de asigurări pe autovehicule înmatriculate în străinătate sunt polițe false și asigurătorul nu va efectua despăgubirea. Deci dacă avem un autovehicul înmatriculat în Anglia, înseamnă că asigurarea trebuie să fie încheiată la un asigurător de pe teritoriul Regatului Unit și respectiv și în România. Acum sunt mulți care plătesc rate la asigurare. Întrebarea lor e firească. Să nu mai plătească? Nu. O mai plătesc sau nu? Nu. Pentru că pe perioada cât a plătit, compania și-a asumat un risc. Adică în cazul producerii unui eveniment, acum ar trebui să întrebe asigurătorii și la felul meu să și transmit un e-mail dacă vorbim de o poliță casco, că foarte bine ai pus întrebarea, am fost despăgubit de către compania de asigurări, daună parțială, dacă fondul care a preluat activitatea companiei mă obligă să plătesc prima subscrisă până la finele contractului. Pentru că în condițiile de asigurare, așa se prevede. Dacă asiguratul a efectuat despăgubiri pe contractul în vigoare și contractul se află în rate, asiguratul este obligat să-și plătească ratele până la finalul contractului. Dacă nu, atunci se recupereze. Adică dacă nu mai plătești, avem un contract casco în 12 rate sau în 10 rate, am plătit 4 rate, mai avem de plătit 8, ar fi bine să nu mai plătească pentru că riscul de a-și primi despăgubirile nu există, dar vorbim de un termen mult mai mare de recuperare. Da, acum am fost și la urma urmei, lumea va fi și are și motive să fie îngrijorată.
Lucrurile oricum vor intra pe un făgaș normal. Din păcate nu știți nici dumneavoastră, nu știm nici noi să le spunem când anume, în câte luni, poate dura, cum a durat la asta, sigur, 6 luni. 30 cu 90 de zile, uite că avem 120 de zile. De zile până, da. Până ce ajunge să intre deci în instanță, avem, să da. Vedem dacă este contestată avem de cei de la Carpatica. După publicarea monitor oficial avem 90 de zile, conform legii 503 sau cât e legea. Deci vor dura oricum câteva luni. Este un lucru nu tocmai, și o veste nu tocmai plăcută pentru sătmăreni, pentru cei 10.000 de sătmăreni care au și-au încheiat poliția la această... Cu siguranță sunt mai mulți. Păi sunt mult mai mulți care și-au făcut poliția la Carpatica Sil. Dar așa fiind pe final de emisiune, mi-ar plăcea să trecem puțin și să discutăm și despre alte firme. Și aici mă refer la una în special, una pe care ați pomenit-o și dumneavoastră și care parcă merge pe același făgaș ca și Carpatica și ca și asta. Sperăm că nu, pentru că este o societate cu capital majoritar, aici... 86% din capitalul companiei, care se află, și nu este niciun secret, se află pe toate site-urile ASF-ului și a mediei de specialitate. Vorbim de City Insurance, unde autoritatea de supraveghere a impus un termen respectiv 30 septembrie 2016 de majorarea capitalului cu 30 de milioane de euro. În cazul în care compania nu reușește, respectiv acționarii, așa cum s-a întâmplat la Carpatica, nici da, nu au reușit. S-a întâmplat cu Carpatica, probabil, deci da, sperăm din tot adâncul sufletului nostru și a puterii noastre să nu mai asistăm la un boom, probabil nu știu, adică n-ar fi o catastrofă majoră, dar va fi o catastrofă semnificativă ca și impact negativ. Având în vedere că este una după alta, sunt una după alta pur și adică simplu. Mai avem poliție în vigoare de la Astra, încă o lună de zile. Avem încă 12 luni de brisc pe piața asigurărilor cu polițe încheiate de la un asigurător care tocmai ieri a fost declarat în faliment. Dacă se va întâmpla și cu celălalt asigurător după data de 30 septembrie, sperăm că nu. Va fi un dezastru, adică nu aș putea concepe... Și ceea ce cei de acasă nu știu, luna trecută a mai fost încă o firmă care la fel a intrat în faliment. Da, dar nu au avut un impact atât de semnificativ, pentru că erau mai, pentru că cota de piață era foarte mică, au fost doar polițe, deci foarte asigurări, a fost un asigurător care a subscris mai mult polițe de răspundere civilă, risc financiar, deci nu are un impact atât de semnificativ ca și o companie, vorbim de cei 9, acum din cei 9 au rămas 8. Deci știm că acum 2 ani de zile au fost 11 asigurători RCA, anul trecut au fost 10, din august am avut 9 și în momentul actual avem 8 asigurători. Eu sper din tot sufletul ca piața de... Nu, îmi doresc ca pe piața RCA a României să intre și alți competitori străini și aici vorbim și de un alt mare asigurător și reasigurător care tocmai a achiziționat o companie de asigurări și sperăm ca ea să-și dorească să intre pe piața RCA. Asta ar însemna o mult mai mare repartizare a riscului pe mai multe companii de asigurare. Deci, aici, într-adevăr, când spuneați că doriți foarte mult să intre și alte firme cu capital străin de această dată pe piața RCA, vă refereați în primul rând la cei de la Ergo. Însă, înainte să discutăm despre acest lucru, vreau să vă întreb un lucru. După, și am spus-o și la începutul emisiunii, după ce Astra a dat faliment, au avut de câștigat în mare parte două firme. Am zis care era una, cea care astăzi ne uimește, intrând în faliment. A doua este firma despre care discutam mai înainte și care atârnă, să spunem, de un fir de ață. Ei, comparativ cu cei de la Carpatica, acești City Insurance au avut 120% mai mult profit, să spunem așa, mai mult de câștigat în comparativ, de exemplu, cu cei de la Carpatica, care au avut doar 52. Cum se face? Sigur că erau, se vedeau că
mai multe persoane fizice, mai multe persoane juridice fac asigurări cu ei și... Nu, e foarte bine tot, pus întrebarea, că acum... Tot vedem că ei merg în jos. Merg pot în să jos. Dau și un răspuns comparativ. Deci City Insurance, în momentul în care autoritatea de supraveghere a decis supravegherea lor, și-au schimbat partea de penetrare a pieței. Adică au încercat să subscrie mult mai mult polițe facultative. Asta a însemnat, City era un vânzător de polițe RCA cu prețuri foarte mici pe toate segmentele. Adică vorbim și de transportatori, unde știm foarte bine că toți asigurătorii se plâng că produc daune foarte mari și din cauza asta prețurile au crescut cu 300% față de perioada lunii mai a 2015. Da? City Insurance, și eu sper din tot sufletul ca să nu aibă cazul Astrei sau aceeași soartă, da? Au încercat să-și structureze portofoliu mult mai sănătos din punctul de vedere al ponderii, respectiv RCA-ul scade, subscrierea pe facultative crește și atunci sigur că gradul de profitabilitate, respectiv de solvabilitate a companiei, va crește și nu va fi cazul retragerii autorizării. Deci cred și văd că City Insurance încearcă, adică au crescut prețurile pe anumite segmente și au venit cu produse foarte competitive pe partea de asigurări de locuințe, de exemplu, asistență medică, CMR sau alte polițe facultative. Deci aici este, au încercat într-un fel sau altul să echilibreze. Exact. Acum vedem că au probleme. Sperăm ca în 30 septembrie să nu ne trezim din nou cu o surpriză. Adică să sperăm mai repede că cei 30 de milioane de euro să fie în contul capital, adică să fie subscriși în capitalul social al companiei și autoritatea de supraveghere să ridice supravegherea specială pe care o are compania. Da, un alt respectator vă întreabă ce se întâmplă dacă am o poliță obligatorie de asigurare a casei. Cum procedez? Bineînțeles, referitor la Carpatica. Deci are o poliță obligatorie încheiată? Da. Are varianta, deci ei, din punct de vedere al riscului, este asigurat până la sfârșitul perioadei de valabilitate. Da, într-adevăr, încheiat. Mă uitam, verificam dacă... Da, dacă, deci din punctul lui de vedere ca și asigurat, el a respectat legea, poate că și dintre noi avem poliție la Carpatica și nu avem de ce să ne facem griji în cazul în care producem un eveniment, vom da poliția de asigurare, singura problemă este cu nici... Măcar păgubitul nu poate să ne acționeze pe noi în judecată sau să aibă pretenții de a-și recupera pagube de la noi, întrucât noi am subscris la un asigurător autorizat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu are de ce să-și facă griji sau probleme. Spuneați acum câteva secunde că sperați ca cei firmele străine să intre pe piață pentru a echilibra și aici, bineînțeles, puțin lucrurile. Una dintre aceste pomenite din noastră este grupul Ergo, un grup foarte mare, nu doar în Germania, ci în toată Europa, care a absorbit recent o societate de aici. Dar înainte să spuneți dacă există probabilitatea ca aceștia să intre pe sectorul RCA sau nu, mi-ar plăcea să ne spuneți și vă pun încă o dată întrebarea. Ideea aceasta vehiculată de mulți, conform cărora se încearcă eliminarea societăților cu capital majoritar autohton și, într-un fel, să li se facă loc acestor firme străine să intre pe piață, poate fi într-un fel, sau putem să-i dăm crezare? Putem să o luăm de-a bună? Păi, pentru că suntem români, trebuie să credem. Dar dacă luăm din punct de vedere pentru că vedem că dumneavoastră, ca și profesionist, tinde să spuneți ok, nu avem un control, am rămas 8, mândria mea stăm, ca și... poate să vom fi 7 din septembrie, să vină alții, pentru că trebuie lucrurile să miște. Marea bucurie a noastră, da? În momentul în care aveam compania Astra, da? Astra, o companie românească, să fie lider pe piață de 2,
adică 2 ani de zile consecutiv, era o mândrie românească și nu trebuie să ne ascundem că nu suntem români, adică că nu ne dorim ca o companie românească să domine piața. Durerea cea mai mare e în momentul în care fie că se autoelimină sau sunt eliminați. Acum este foarte greu să mă pronunț că s-a încercat eliminarea sau că managementul companiei românești nu a fost la nivelul celor de la Allianz, Groupama, VIX și așa mai departe. Sigur că în momentul în care am pronunțat numele celor asigurători Coloș la nivel mondial, au experiență mult mai mare, dar poate că era, gândiți-vă, Allianz Siriac a absorbit compania ASIT, da? Generali a absorbit compania Ardaf. Deci nu am fost puși în situația de a asista la un faliment a ASIT-ului sau Ardaf-ului, da? A venit compania cu tradiție, deci în asigurări pe plan mondial, a cumpărat pachetul majoritar și funcționează în continuare după un management probabil mult mai sănătos și cu un feedback, cu o experiență mult mai mare. Probabil că aici ar trebui, deci mi-aș dori ca să existe într-o companie, nu știu, 50% capital românesc, 50% capital străin. Tocmai pentru a echilibra, într-adevăr, așa ar fi varianta așa ar fi cel mai cea mai bună, însă știm prea bine că tot timpul că măcar 51 trebuie să fie într-o parte ca să sigur, nu, fie nu mai poți, apăsător nu cuvântul. Nu mai poți în 2016, nu mai poți funcționa după mare alte reguli decât cele pe care ni le impune Uniunea Europeană. Și aici vorbim de Solvency 2, vorbim de contracte de reasigurare, știm foarte bine Astra. Una dintre problemele falimentului Astra a fost faptul că nu a avut contracte de reasigurare, ceea ce înseamnă asigurarea asigurătorului. Adică nu poți să închei să asiguri o clădire de 10 milioane de euro și tu să n-ai un contract de reasigurare. Asta înseamnă că în cazul producerii unui eveniment și poate să fie o explozie, o catastrofă naturală majoră, da? Și să ai o daună 100%, adică să ai o daună de egală cu suma asigurată. Și atunci sigur că dacă nu respecti regulile, autoritatea de supraveghere financiară te trage de urechi, te mai trage și de cealaltă ureche, îți dă un avertisment, îți pune redresare, iar dacă tu nu reușești să fii la nivelul impus de către autoritate, adică nu mai poți emite polițe, pentru mine surprinderea era de ce nu la o companie care se află în redresare să retragi dreptul de a subscrie recea, adică să lași să vândă polițe facultative până la un anumit nivel, o anumită sumă asigurată, să nu mai ai nevoie de un contract de reasigurare și în momentul în care dovedește că s-a redresat financiar, adică din punct de vedere financiar, management și așa mai departe, să-i redai dreptul de subscriere. Sunt, probabil Ergo va intra și știu sigur că va intra pe piața recea, așteptăm AXA asigurări, iarăși un asigurător foarte mare, așteptăm Grave asigurări, așteptăm Gotair, așteptăm toți competitorii din Europa să intre pe piața și să echilibreze și prețurile la nivelul românesc și calitatea serviciilor. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți. A fost un subiect de actualitate și știu că v-ați rupt din timpul noastră ca să discutăm la zi și la cald despre tot ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc încă o dată. Cu multă plăcere și promit și data viitoare să vin să dezbatem, dar sperăm cu mai mare optimism și să avem exemple pozitive. Să știm că a trecut data de 30 septembrie și putem discuta în mod pozitiv. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați intrat în dialog cu noi. Ne întâlnim mâine tot aici de la ora 6:30 la audiență în direct. Sunt Sergiu Podină, vă doresc o seară frumoasă și nu uitați, doar aici la Informația TV se poate spune adevărul. Numai bine!